O echipă formată din 4 persoane sunt cei care stau în spatele școlii de dans Loga Dance School. Urmează să invităm în scenă pe rând și pentru prima dată vor veni alături de noi antrenorii de la grupa de dans sportiv, cei pe care i-ați văzut dansând aici, dansează împreună de 5 ani. Este vorba de Victor și Hoini, despre care o să spunem și câteva cuvinte. Hoini a început să danseze cu Victor de 5 ani, au crescut împreună de la clasa hobby la clasa S, unde se află în acest moment. Victor este din Ungaria, probabil că mulți știu povestea lui, cum a ajuns în România, cum a fost trimis într-o misiune în România, a făcut un curs intensiv de limba română în Statele Unite, 2 ani de zile a bătut România dintr-un loc în altul și, bineînțeles, a ajuns la Satu Mare, unde până la urmă, iată, a rămas și s-a dedicat întru totul sădmărenilor și dansului sădmărean. Era tata unul dintre organizatorii că nu prea avem timp, așa că pe scurt, tehát nagyon röviden akkor elmondanám, hogy azok az emberek, akik nélkül nem létezne Loga Dance School. És akkor hívjuk is színpadra a csodálatos párost, ugye, Vékony Viktor és Loga Hajnalka. Van még időnk? Jól van, drágám, kész vagytok. Oké, megnyugodtam. Ei sunt cei care, iată, au câștigat pentru al 4-lea an consecutiv titlul de campion regional ai Ungariei. Sunt cei care învață dans de la un campion multiplu al Ungariei și tot ceea ce învață și tot ceea ce au învățat de-a lungul timpului au oferit și celorlalți, celor care le sunt elevi. Și vedem frumos în șireați aici, văd că v-ați găsit și voi locurile în sale, iată, dansatorii sunt exact unde trebuie în momentul acesta, ca să aibă vizibilitate foarte bună la ceea ce urmează. Victor și Hoini se pregătesc să se ajungă și ei în scenă. Până una alta, mai sunt câteva lucruri de spus despre ei, pentru că, în mod cert, participarea la concursuri le-a adus experiență. Această experiență însă n-a venit oricum, a venit cu multă, multă muncă. Victor locuiește în România de luni până vineri și îi ocupă tot timpul, credeți-mă, de luni până vineri, faptul că stă aici, doar în weekend pleacă acasă în Ungaria. Így van, két laki életet él Viktor, de hát ez így van jól. Amúgy Hoini még hobbi táncosként láthatok őt, ugye Hoinit, amikor összehozta a sors Viktorral, akivel kölcsönösen hozzák ki egymásból, úgy gondolom a maximumot. Ezt azért látjuk évről évre, és hát Viktor, én nem is tudom hány nyelven beszél, egyszerűen nem csak a lábai zseniálisak, de az agya is. Én a hihetetlen jó nyelvérzékeért is csodálom őt. Készen állnak a fiatalok, ugye mindenki, a kicsike kis időre volt szükség, biztos az átöltözés miatt, ennyi kulisszatitok 10 évbe belefér. Hát egy nagyon nagy tapsot kérünk szépen a két edzőnek, oktatónak. În aplauzele dumneavoastră, antrenorii Vékony Viktor și Loga Hajnalka! Victor și Hoini! Îi aplaudă cu zâmbetul pe buze și cu un zâmbet sincer și elevii lor, cei care se află aici pe margini. Asta înseamnă foarte mult și înseamnă că fac parte din echipă, trup și suflet și că merită toate aceste aplauze pe care dumneavoastră cu generozitate le-ați oferit, însă mergem mai departe, nu? Mergem mai departe, da, în categoric. Következik egy magyarországi tehetség, egy mindig csupa mosoly fiatal ember, aki 15 éve táncol, hát olyan fiatal egyébként, A-osztályos latin és standard táncos. Négyszer is képviselte Magyarországot már a világbajnokságokon. 2,5 éve erősíti a Loga Dance School csapatát, mint oktató, és egy nagyon-nagyon jó humorú, nagyon kedves fiú, ő pedig Bandi Ferenc, mindjárt érkezik. Am menționat 4 membri ai echipei, pe 2 avem deja, urmează al 3-lea membru al echipei și o să-l invităm imediat în fața dumneavoastră.
De această dată discutăm despre un tânăr din Ungaria care dansează de 15 ani, este dansator la clasa A, latino și standard. De 4 ori a reprezentat Ungaria la campionatele mondiale. De 2 ani și jumătate însă este profesor de dans la școala Loga Dance School din Satu Mare și pentru că știu că aveți aplauzele pregătite, îl invităm în scenă pe Bondi Ferenc! Mint egy box meccsnek az egyik zseniális, rettentetetlen ellenfele, úgy jöttél ki, Ferenc. Túl jó a zene! Bondi Ferenc! E clar că discutăm despre o echipă, discutăm despre o conexiune pe care o pot explica aceste aplauze și, bineînțeles, mărinimia cu care sunt împărtășite cu antrenorii școlii de dans. Însă urmează să-l invităm în scenă și pe al patrulea membru, managerul școlii de dans, care... Poate unii știu, poate alții nu, unii cunosc povestea, a intrat în lumea dansului accidental oarecum, pentru că, foarte pe scurt, o să ne amintim, ne amuzăm în fiecare an cu povestioara asta, despre participarea lui la o nuntă, s-a anunțat o piesă lentă, a zis că gata, e momentul să punctez acum, că la asta mă pricep. Se pricepea la fel de bine cum mă pricep eu la dans în momentul acela, doar că piesa lentă a fost un vals vienez. Și atunci a început marea comedie acolo în sala nunții. Comedia asta, sigur, s-a lăsat cu întărâtarea personajului nostru, a dansatorului nostru, care a dus dansul la bun sfârșit, dar în săptămâna următoare s-a dus la cursuri de dans. Și de aici a pornit totul. A învățat să danseze vals, a învățat să danseze cam tot ceea ce presupune dansul sportiv. După aia s-a gândit că ar trebui să meargă mai departe și că, de fapt, ăsta e scopul lui în viață. Și a făcut școala de dans Loga Dance School. Azon gondolkodtam, hogy Lóránd azért olyan nagy abban, amit végezett, mert végül is a legnagyobb félelmével nézett szembe. Ugye tudjuk, hogy beégett a lagziba, hogy nem tud táncolni, hát sokan beégnek, de igazából ezt az ember azt mondja, nem tudok, és akkor mi van? Hát nem ez a nagy dolog, amikor beégünk, hanem az, amikor ebből erőt kovácsolva szembenézünk a félelmünkkel, mint egy oroszlánnal, és akkor meg is lovagoljuk azt a félelmet, ugye? Hát így jött egyébként egy teljesen véletlen történet kapcsán, és egy beégés, egy táncos beégés kapcsán össze a tánciskola ötlete, és tényleg szívből gratulálni szeretnénk az elmúlt 10 évhez. Egyrészt itt van egy nagyon stabil csapat, egy nagyon jó csapat. Azt nem tudom, hogy csináltok, hogy nem öregszetek, tehát ez egy kicsit mondjuk idegesítő, de mindegy, a tánc az karban tart ezek szerint, úgyhogy hadd érkezzen a férfi, aki nem csak megálmodta, de véghez vitte, és két kézzel fogja a gyeplőket a színpadon. Tehát a Loga Dance School alapítója és menedzsere, Loga! Lóránd! anul 0, 2017, anul 10, adică ediție jubiliară, 10 ani de activitate a școlii de dans, Loga Dance School. Este momentul ca managerul școlii de dans să ne spună câteva cuvinte.
Bună seara! Salut cu drag pe toată lumea! Acum am emoții. Da. Vreau să vă felicit. Ați fost un public extraordinar în seara aceasta. Atâta energie ați dat sportivilor încât cred că era cea mai reușită gală de până acum. Aș dori să felicit sportivii. Ați fost la înălțime astăzi. Vă mulțumesc foarte frumos. Aplauze pentru ei. Și în continuare, aplauze părinților care au făcut posibil ca acești copii să ajungă acolo unde au ajuns. Copii, haideți să aplaudăm părinții. Este meritul lor și meritul lor. Acum mi-e frică să nu uit pe cineva, de aceea aș dori să mulțumesc tuturor celor care ați făcut posibil seara aceasta să fie o seară de succes, o seară minunată, cei care v-ați ocupat de decor, de organizare, de lumini, sonorizare și așa mai departe. Aplauze tuturor celor care v-ați implicat în acest proiect. Au trecut 10 ani. Wow! Mulți ne întreabă care sunt momentele cele mai bune, mai rele de care ne amintim. Trebuie să recunosc că au fost în școala de dans valuri. Am fost și foarte sus, foarte jos, momente mai bune, momente mai grele. Și dacă trebuie să amintesc două, trei dintre ele, să ne reamintim așa la această gală, în 2007, când am deschis școala de dans în Satu Mare, atunci am făcut un antrenament gratuit. Au venit la primul grup de copii 40 de copii aproximativ, la grupa de junior aproximativ 40 și ceva, iar la grupa de adulți aproximativ 130 de persoane. Și atunci a urmat așa un boom. Evident, în prima lună s-au înscris mult mai multe persoane și eram la înălțime, eram sus. După care au trecut 6 luni și cu toți sportivii, fiindcă noi eram la o școală generală, la o sală de sport, ne-am trezit în ploaie, afară pe stradă, fiindcă s-a renovat acea sală de sport și n-am avut unde să continuăm cursurile. Era o gală unde, habar nu am avut ce să spun, unde vom continua, toată lumea a întrebat când începem cursurile și toată lumea se simte bine și numărul sportivilor tot creștea și efectiv am fost pe stradă, n-am avut unde să ne ținem cursurile. Am găsit această sală de dans, unde suntem și până astăzi. Evident, am plecat multe lucruri. Un credit oribil de mare de la bancă, în euro, 36 de zile în care 4 ore dormeam zilnic, 15 kg minus, e o rețetă. Deci, cine dorește să slăbească mult, atunci trebuie dormit foarte puțin și lucrat mult. Și evident, când am reușit să construim sala de dans și a fost totul frumos și ok, la radio am ascultat cum primarul de atunci spunea că urmează o criză economică foarte mare, care s-a și întâmplat în 2008. Noi ne-am făcut calcule, în 10 ani recuperăm, putem să plătim toată investiția. Acesta, brusc, într-o lună de zile, s-a extins pe 20 de ani. Și am zis că ok, acum nu mai știu ce să fac. După care au trecut 2-3 ani, 2011, iar am urcat în sus, a urmat perioade mai bune. După care s-a întâmplat ceva trist. În 2011, tata lui Victor, cu care am început eu școala de dans în Satu Mare, într-o boală cruntă, a decedat. Atunci, cealaltă grupă de salsa s-a înțeles antrenorul cu unul dintre cursanții noștri amabili și s-au mutat exact pe cealaltă stradă de lângă noi, la câteva sute de metri, și au deschis acolo școală de dans. Și am rămas cu 0 elevi, sau nu știu, eram o echipă, că suntem acum pe scenă. Am avut un credit imens la bancă, cu 90 de zile restanță. Deja de la executare silită, tot zilnic suna banca și spunea: îmi pare rău, aici e business, nu mă interesează, nu vreau să eșalonez, nu mă interesează problemele tale, ori plătești, ori te executăm. Super. La chirie, nici cum, dacă n-ai sportiv de unde să plătești. Și problema cea mai mare, nu ai antrenori. Și atunci, nu este un secret, eu în 15 ani am avut un preot din Baia Mare care stătea alături de mine
și mă îndruma, era un îndrumător de-al meu, a decedat în urmă cu 2 ani, și m-am dus la el și am zis, uite, a venit capătul lumii, nu se mai poate nimic face de aici, nici Dumnezeu nu mă scoate, nu există de aici, uite-te, am enumerat toate lucrurile. Și ce mi-a zis el? Uite-te acum, te rog, post și rugăciune și o să vezi că vei ieși din acest impas. Și am zis, bine, bla bla. Și spunea, uite, ești într-un moment în care nu ai ce face, nu ai de ales. Ori faci ce spun eu, ori du-te și înțelege-te cu banca. Nu au trecut 2 ani și am ajuns la un nivel mult mai mare decât am fost vreodată până atunci. Așa că, cei care aveți o problemă foarte serioasă, e un pont foarte bun, post și rugăciune. Dumnezeu ne ajută. Iar după acest timp, a venit iar momente mai puțin slabe, mai puțin bune, mai bune, dar acestea au fost acele momente în care am zis că acum clar că nu mai este de unde să ieșim. Iar am ajuns la 10 ani, sper acele vremuri să nu mai revină și ce să vă spun, aș dori să mulțumesc tuturor celor care ați făcut parte din această echipă și celor mai vechi sportivi, pentru că sunt între ei, care fac parte din echipa Logadance din 2007. Iar acum, informația zilei. În luna noiembrie 20, în această lună, pornim campania caritabilă. Am ajuns la a 11-a ediție. Nu vă spun despre ce este vorba, pentru că este o surpriză și să pregătesc filmările peste 2 săptămâni. În data de 20 noiembrie începem campania, în data de 21 decembrie o să organizăm finalul acestei campanii, unde la fel vă așteptăm cu toții și să susținem împreună acest moment caritabil. Nu aș dori să trag mult de timp, vă mulțumesc foarte frumos pentru atenție și faptul că m-ați ascultat. Vă doresc o seară frumoasă și toate cele bune! Mulțumim încă o dată, Victor și Hoini! Mulțumiri și aplauze pentru Bon Diferenț! Aplauze și respect pentru Loga Laurent! Și iată-ne în aplauzele dumneavoastră la finalul acestui show de dans. Iată-ne la momentul la care nu putem decât să vă mulțumim pentru faptul că ați fost și de data aceasta alături de noi. Să vă încurajăm să mergeți mai departe, că sunteți sportivi, că sunteți părinți, pentru că deopotrivă trebuie să gândiți că vă aparține meritul și, bineînțeles, să încercăm ca la anul, când o să ne vedem aici, o să avem un număr și mai mare de medalii decât cel pe care la final de an o să îl obțină școala de dans Loga Dance School. Köszönjük szépen mindenkinek, azt, hogy velünk töltötték ezt a szép estét. Isten életesen végezzel a Loga Dance School minden oktatóval, minden munkatársával, és persze minden kedves táncossal együtt legyenek boldogok és szépek. Találkozunk a jótékonysági gálán, amelynek a részleteit a média partnerektől majd megtudják időben. Boldog születésnapot, szép estét kívánok, viszontlátásra! Ovidiu Matioksi, kollega mea de la City Radio, Bartosko, așa cum ne place nouă să îi spunem, Bartos Erzsébet, vă mulțumim și noi pentru faptul că ne-ați primit și în acest an în sânul dumneavoastră și, bineînțeles, din acest moment totul este rutina organizării de final, știți dumneavoastră, cu fotografiile, cu pozele, cu strângele în brațe, cu felicitările, cu tot ceea ce mai urmează în această gală. Seară frumoasă tuturor! Logadance.ro. Logadance, the rhythm is in you.